Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne-am întors la duelurile din Ecupa României și vom vedea în această seară pentru prima oară pe Viitorul Constanța, reprezentată, iată, de Alexi Pitu, un puș de doar 17 ani. Tot spuneam acum câteva zile despre David Culeitoru, că este cel mai tânăr jucător din Ecupa României. El a reprezentat Botoșanul, însă a pierdut duelurile cu Sorin Șerban și Răzvan Onea. Să vedem pe Alexi Pitu cum se descurcă în fața lui Ștefan Drăghici. Așadar, avem Gaz Metan Mediaș, Viitorul Constanța. Viitorul, ca și Universitatea Craiova, iată, intră direct în sferturile de finală ale acestei competiții. Gaz Metan Mediaș a învins în sferturi voluntariul Ștefan Drăghici, a fost singurul reprezentat al celor de la Gaz Metan, a trecut de Mihai Căpățână cu 3-0 și de Valentin Cojucaru cu 3-1, un jucător redutabil, a lăsat o bună impresie. Ceva mai devreme s-a jucat derbiul dintre CFR și FCSB, s-a impus și s-a calificat în semifinală CFR Cluj, echipa lui Mike Sestor, dar care a avut nevoie din nou de gol de aur, așa cum s-a întâmplat și în sferturi. Așadar, CFR va întâlni în semifinală învingătoarea din partida Poli Iași, Universitatea Craiova de mâine. Iată-o pe Gaz Metan atacând în acest moment după un început îndrăzneț al lui Alexi Pitu, o combinație cu Buș, pierde însă posesia formația pregătită de Ștefan Drăghici. Iată-l pe Pitu, o încercare a lui Rivaldinho de pasă cu călcâiul. Dacă e brazilian, e brazilian și în realitate și în Ecupa României. Două formații cu istorii diferite. Viitorul are doar 11 ani vechime, dar a câștigat mult mai mult decât a câștigat Gazul în 75 de ani de existență. Să vedem acțiunea cu Jamed, în care o pericol la poarta Viitorului și un puternic este gol. Este gol marcat la granița dintre minutele 9 și 10. Vom trece 10 și 11, vom trece minutul 10, cel în care, iată, Gazul deschide scorul, un șut fără niciun fel de speranțe pentru portarul Viitorul Diacota. A marcat pentru Gaz Metan, care conduce cu 1-0, Iancu. Așadar, pe Ștefan Drăghici l-am văzut la lucru și am văzut ce poate. Pe FIFA 2020, despre Alexi Pitu se spune că este unul dintre cei mai talentați și la fotbalul mare și la fotbalul pe consolă din lotul Viitorului Constanța. Haideți să-l vedem atacând pe Alexi, o minge garou de 16 metri, neatentă defensiva Gazului, noroc cu Pleșca, cel care are intervenție din nou foarte bună, corner pentru Viitorul. Centrare periculoasă, șut puternic, ocazie mare! Foarte relaxat Alexi Pitu, pe Ștefan Drăghici nu-l vedem, dar suntem convinși că este la fel de relaxat, se bucură de acest joc. 22 de ani are Ștefan Drăghici, un pic mai mare decât Alexi Pitu, născut la Rușiorii de Vede, departe de București, acțiune frumoasă, pericol din nou la poarta Viitorului, crescut de Ardealul Cluj, însă Ștefan Drăghici a jucat pe la Craiova, cea care l-a împrumutat la Râmnicu Vâlcea, la Academica Clinceni, la Juventus și la Sepsii de anul trecut, este la Gaz Metan Internațional sub 19 ani și sub 21 de ani. Atacă Viitorul lui Alexi Pitu, intervenție bună acolo apărătorilor celor de la Gaz Metan Mediaș. Iacota, omul care a deschis scorul, Popa. Popa avansează în jumătate de teren adversă, înapoi până la Dropa. Și place bună balonului pentru echipa lui Ștefan Drăghici, zonă centrală, s-au apărat bine, însă Constanțenii. Iată pe Gabi Iancu, Rivaldinho, Iancu din nou, Artean, Ganea. Iată și Alexi Pitu ne arată că stăpânește bine consola. Degeaba a fost ales printre cei care se reprezinte în această primă ediție de Cupa României, Viitorul Constanța. O echipă care are în palmares un titlu 2017, la doar 5 ani de la promovare, Cupa anul trecut, Supercupa anul trecut și o Supercupă pierdută în fața voluntarului. Centrale periculoasă și este 2-0. Combinație într-adevăr superbă a lui Ștefan Drăghici și Gazul conduce cu 2-0. Un mod extrem de interesant de a se bucura după această reușită. Nici o speranță pentru portarul Viitorului,
Minutul 27. Drăghici nu este doar un bun antrenor pentru echipa României. Iată, este un jucător la fel de talentat. Atacă viitorul Rivaldinho. Rivaldinho se întoarce pentru că era cu echipier acolo în dreapta, însă în poziție de offside. Iată-l pe Alexi Pitu. Alexi Pitu driblează, pasează înapoi până la Boboc. Ține minge Boboc. Ganea driblează, pierde însă în fața adversarul său din această fază. Acum minge la Hora, din nou pasă pentru Buș. Buș foarte, foarte periculos, a fost unul dintre jucătorii bune ai gazului și în partidele anterioare. Continuă acțiunea ofensivă, se descurcă însă defensiva lui Alexi Pitu. Pe 5 iunie Alexi va împlini 18 ani, născut la Karlsruhe, acolo unde se aflau de ani buni părinții săi. Tatăl său, George, a jucat la Karlsruhe și la junior și la echipa de seniori. A venit însă în România de la 7 ani, este în cadrul Academiei Gheorghe Hagi. Atacă Alexi Pitu, pericol și este gol pentru viitorul. 2-1, partidă relansată de Alexi Pitu. Artean este cel care readuce speranțele în tabăra viitorului. Foarte spectaculoasă această partidă între doi jucători tineri. Reamintesc, Alexi Pitu, 17 ani, Ștefan Drăghici are 22. Se joacă în viteză, se joacă cu puține atingeri. Două echipe așezate în teren ca ofensive. Iată-l pe Drăghici, Ștefan Drăghici pierde însă. Iancu avansează jumătate de teren adversă. Iancu, încă doi jucători, se demarcă intervenția lui Butean. Iacota, Hora. Pasă în adâncime, intervenție excelentă a defensivei lui Alexi Pitu. Viitorul atacă. Ganea mai departe pentru Dulca, Marco Dulca. Ganea pătrunde în careu. Apare însă acolo Popa și rezolvă situația. Ciamed. Cele două formații s-au întâlnit în actuala ediție a Ligii 1. Avem 2 minute suplimentare pentru această primă repriză. Mai are o șansă de a ataca și de a egala. Alexi Pitu nu reușește. Spuneam, de două ori s-au întâlnit în acest sezon. În tur, în 16 septembrie, Viitorul învingea pe gaz metan la Ovidiu cu 4-1. A fost una dintre cele mai frumoase partide din toamna anului trecut. Acțiune frumoasă și iată, în prelungiri, gazul face 3-1. Mai bine ar fi fluierat arbitrul din punctul de vedere al lui Alexi Pitu. Finalul primei reprize. O reușită superbă, semnată de Buș. Vă spuneam, un jucător bun pentru FIFA 2020 și, într-adevăr, pauză, 4 goluri spectaculoase. Să vedem ce modificări vor opera cei doi antrenori. Ștefan Drăghici nu prea are ce să schimbe la acest scor. Trebuie să fie mulțumit de evoluția echipei sale. Aminteam ceva mai devreme despre partida din 16 septembrie, când Iancu, de două Țăru și Rivaldinho marcau în poarta gazului. Eli Fernandez marca pentru formația ardeleană. La retur, în 20 decembrie, gazul învinge acum 1-0 Viitorul printr-un gol marcat de Ciamed. Au făcut schimb de locuri în acest sezon. Viitorul este în play-out, gazul în play-off, atacă din nou echipa lui Ștefan Drăghici, care conduce deja cu 3-1. Se apără Viitorul. Boboc pasă mai departe pentru Alexi Pitu, talonat acolo de Velisaru, fostul jucător al Petrolului. Se descurcă Alexi Pitu. Încă un dribling, blocat, centrează în careu. Încerca să reia Rivaldinho, nu a reușit. Iată pe cei de la gaz, Buș. Pasă la decime pentru Hora. Căbuz, Laden, din nou Căbuz. Riscant aceste pase. Iată-l pe Căbuz greșind, oferind această minge pentru acțiune extrem de veninoasă a lui Ștefan Drăghici. Șutul lui Hora a blocat. Foarte, foarte spectaculoasă această partidă. Iată din nou pe Buș, la magia care de 16 metri. Buș caută culoarul, șutează însă într-un adversar. Mingea rămâne în posesia lui Drăghici, dar se afla în poziție de offside.
Îl vedem, iată, pe Căbuz, repunând mingea în joc. Ghiță. A greșit iarăși apărătorii viitorului, Dumitru Cardozo. Iese Căbuz și prinde. Alexi Pitu rămâne cel mai tânăr debutant în cupele europene din fotbal românesc. Debutant în Liga 1 în urmă cu 2 ani, într-un meci împotriva Dunării Călăraș. O pasă Petru Ivaldini, o nereușită. Butean a primit de la Pleșca. Urmează Carlo Casap în cea de-a doua partidă împotriva lui Ștefan Drăghici. A trecut o oră virtuală din această partidă. Dulca. Marco Dulca. Nouă posesie pentru echipa lui Ștefan Drăghici. Este Buș. Iancu. Rivaldinho pentru Iancu, dar este o intervenție a unui dintre jucătorii de la Gazbetan. Desenează bine, desenează bine gazul, care este din nou periculoasă. Mingea este la Buș, în care au de 16 metri centrale în fața porții. Va fi corner. Ciamel centrează în fața porții. Iancu. Să vedem dacă pot pleca pe contraatac. Bun jocul lui Ștefan Drăghici și astăzi. Reamintesc rezultatele din sferturi, atunci când Gazul a învins FCE Voluntari 3-0 și 3-1 cu Mihai Căpățâl, respectiv Valentin Cojocaru, fostul portar al viitorului, împrumutat doar la FCE Voluntari. Ganea, Ganea pasă pe culoar pentru Alexi Pitu, intervenție însă foarte, foarte bună lui Verisar. Iacota. Timpul trece și trece în favoarea lui Ștefan Drăghici, care conduce, iată, cu 3-1. Uși, Dumitru Cardoso, în care au de 16 metri, dar iese cu mingea în afara suprafeței de joc și să vedem ce schimbări va face Alexi. Trebuie să forțeze pe acest final de partidă pentru a mai spera, are nevoie de un gol repede, pentru a mai spera la un rezultat de egalitate măcar. Are de marcat două goluri fără să primească schimbare și la gaz. Eli, Munteanu, Eli Fernandez, Chițu i-a luat locul lui Iancu. Într-adevăr, Iancu a jucat sabă la această partidă. Alexi Pitu nu a fost mulțumit nici măcar de randamentul său, a fost înlocuit. Ultimul sfert de oră al acestei confruntări. Atac în continuare echipa lui Ștefan Drăghici. Prin Dumitru Cardozo, la 20 de metri, pasă pentru Hora. Hora își face culoare de șut și marchează pentru 4-1. Nici o șansă pentru Căbuz. Excepțională această finalizare în vincul porții lui Cătălin Căbuz. Game over, am putea spune, după această reușită semnată de Hora. Pe Chițu, Munteanu, Luis Munteanu, internațional cel de juniori, cel mare speranță. Eli Fernandez, aluat de Matei, se oprește. Intrăm imediat în ultimele 10 minute. Ștefan Drăghici se anunță ca o nucă tare pentru adversare în această ediție inaugurală de Cupa României. Șut slab, prins de Căbuz, ocazie de 5-1. În acest minut 82. Chițu pătrunde în careu. Chițu centrare în fața porții prin de Pleșca. Aproape, aproape de a marca formația lui Alexi Pitu. Presiune mare pe Carlo Casap. Dumitru Cardozo pătrunde în careu de 16 metri al viitorului. Ține de minge, pasează pentru Drăghici, pericol Buș. Buș este 5-1, minutul 86. Foarte bun și foarte consistent jocul lui Ștefan Drăghici.
la a treia victorie consecutivă în Ecupa României. Și apropo de Ecupa României, fiecare suporter poate contribui prin Ecupa României la susținerea luptei împotriva coronavirusului, cumpărând abonamente de doar 10 lei de pe platformele bilete.frf.ro și bilete.ro la tribuna virtuală acestei competiții. Întreaga sumă va fi redirecționată către UNICEF. Minutul 89. Luis Munteanu a încercat o pasă în adâncime, nereușită. Hora se apropie de calul de 16 metri. Hora șutează, scoate Căbuz. Este una dintre puține intervenții al lui Căbuz. Asta nu pentru că portarul viitor ar fi un portar, să spunem, fără reflexe, nu, dintre cei mai buni portari din Liga 1. Șuturile celor de la Gaz Metal au fost aproape imparabile. Este final de partidă. Gazul se impune. Este adevărat că joacă și acasă, în fața propriilor suporteri. Iată cât suporteri are Gazul la un asemenea meci cu Viitorul. Dezamăgire în tabra Viitorului, dar urmează o altă partidă în care Stefan Răghici va da piept cu un alt jucător de la Viitorul, Carlo Casap. Așadar, 5-1, luăm și o scurtă pauză, ne întoarcem cu a doua partidă a duelului dintre Gaz Metan și Viitorul. Am revenit la duelul dintre Gaz Metan Media și Viitorul Constanța. Alexi Pitu nu a fost demis după înfrângerea cu 1-5. Rămâne în continuare la consolă Carlo Casap, cel care fusese nominalizat și el din partea Viitorului pentru această ediție inaugurală a Cupa României. Privește la televizor să vedem revanșa lui Alexi Pitu în duelul său cu Stefan Drăghici. O primă partidă dominată de jucătorul celor de la Gaz Metan Media. Și spuneam învingător și în prima confruntare în ambele meciuri cu jucătorii celor de la Voluntari, Mihai Căpățână și Valentin Cojocaru. În albastru și short-uri negre echipa lui Alexi Pitu, Viitorul Constanța. Gazul în alb, o evoluție entuziasmantă, cea mai bună până acum a lui Stefan Drăghici în această ediție de Cupa României. Gazul, spunea, se anunță ca o nucă tare. Iată, începe bine această partidă și bara îl salvează pe Cătălin Căbuz. Suntem în minutul 5. Să vedem cu ce noutăți a venit Alexi Pitu în această a doua confruntare cu Stefan Drăghici. Iată-l pe Iancu, cel care a fost înlocuit la un moment dat, centrează careul de 16 metri. Au respins însă băieții lui Stefan Drăghici. Dumitru Cardoso. Un joc foarte elaborat, foarte aerisit, foarte rapid din prima
un pressing de asemenea extrem de enervant. Toate aceste elemente au dus la succesul din prima partidă, reamintesc 5-1 pentru Gazmetan. Învingătoarea dintre Viitorul și Gazmetan va întâlni echipa care se va impune în duelul dintre Hermannstadt și Academica Clincen de mâine. Atacă Dulca, centrare, însă s-a retras foarte bine acolo Fofana. Iată-l pe Hora, diblând, așteaptă sprijin de la coechipier, apare acolo Dumitru Cardoso, bun, și este minutul 13, 1 cu ghinion pentru Viitorul și pentru Alexi Pitu. Contraatac ca la carte dus de Stefan Drăghici. 1-0 pentru Gazmetan, care ia opțiune serioasă la calificarea în semifinale. Buș la al treilea gol în poarta Viitorului în această confruntare din sfertul de finală. Mâine se joacă Universitatea Craiova Politehnică aici de la 16:30, Hermannstadt Academica Clinceni de la ora 18. Okay, frumos, deselează frumos, Rivaldinho, gol! Gol Viitorul! Minutul 17. Trebuie să învingă pentru a duce meciul în decisiv Alexi Pitu. 1-1. Un șut puternic al lui Ganea. A fost așa ca o descătușare. Dropa. Pasează înapoi până la Verisar. Butean. E posibil ca Ștefan Drăghici să joace și la siguranță, să joace economic. O să are nevoie și de un rezultat de egalitate pentru calificare mai departe în semifinale. Ardean se descurcă acolo foarte bine. Dulca, Marco Dulca, băiatul lui Crisi Dulca, postul mare jucător. Ganea pătrunde în careu, pasă pentru Rivaldinho. Rivaldinho șutează în blocajul lui Popa, care salvează și lovitura de colț. Iancu, bună presiune la poarta lui Pleșca, aproape de finalizare a fost Ganea. Hora, pentru Dumitru Cardoso, foarte bine găsit, intră în careu, gol! Minutul 25. 2-1 pentru Gazmetan. Cât de repede a ajuns în poziția de a finaliza echipa lui Stefan Drăghici. Bună circulația balonului la locomanda pentru Viitorul, care trebuie să alerge din nou după egalare. Rivaldinho, combinație cu Alexi Pitu, care intră în careu de 16 metri, dribling al lui Alexi Pitu, își creează culoar, pasă și este gol! Gol de 2-2, ce replică dă puștul Viitorului. Iată, imediat după golul de 2-1, marcat de Dumitru Cardoso, Viitorul reușește să egaleze. Am văzut și galeria Viitorului. Iancu este cel care restabilește egalitatea. Primul gol al lui Iancu în Ecupa României, așa cum s-a întâmplat și în dreptul lui Ganea. Vorbeam de copii de fotbaliști și numărul 11 din formația Viitorul Constanța, George Ganea, este fiul de fotbalist, băiatul lui Ionel Ganea. Mai avem însă un Ganea, Cristi Ganea, cel care s-a reîntors de la Real Sociedad. Contraatacul Viitorului, iată-l pe Ganea, Rivaldinho. Marco Dulca, care găsește bine jocul, trimițând în flancul drept pentru Boboc. Boboc avansează, Boboc profită de culoare, a încercat să-i paseze lui Rivaldinho. Cred că a venit prea devreme această pasă, interceptată de cei de la Gazmetan Mediaș. Iarăși pe Dumitru Cardoso această minge, intervine însă foarte bine unul dintre apărătorii Viitorului, Căbuț degajează. Alexi Pitu se descurcă foarte bine acolo în flanc, un jucător tehnic și în realitate și în FIFA 2020.
Artean avansează. Artean, pe cont propriu, nu avea nicio altă șansă. Butean însă reușește să se intercepteze. Buș a primit de la Hora. Nu poate continua însă această fază de Neuer. Olandezul din stânga defensivei lui Alexi Pitu. Valdinho pierde în fața unui adversar. Dropa, el a fost omul care a interceptat și mai devreme mingea. Fofana, Dropa din nou. Pe culoar pentru Hora. Hora pierde însă duelul. Suntem în finalul primei reprize. 2-2, mult mai echilibrat această partidă. Reamintesc ceva mai devreme. Stefan Drăghici l-a mis pe Alexi Pitu cu 5-1 și a luat opțiune importantă pentru calificarea gazului în semifinale. Din nou pasă în adâncime, Căbuz este învins. Minutul 44, Hora marchează pentru 3-2. Vine pauza imediat. 5 goluri într-o singură repriză. Am avut spectacol în această primă parte ceva mai devreme. Reamintesc că CFR a reușit să o învingă pe VCSB. Mike Sestor, de fapt, cu gol de aur. A fost însă destul de dificil pentru Sestor. La al doilea joc câștigat cu gol de aur, atacă viitorul pericol. Șut în blocaj, ocazie uriașă. Continuă faza. Aproape de 3-3 și acesta este scorul pauzei. Gaz Metan, viitorul 3-2. Încă mai sunt speranțe pentru viitorul, pentru a aduce acest duel în decisiv. Reamintesc rezultatele din Optimi, Academica Clinceni a trecut de Dinamo, Gaz Metan a trecut de Voluntari, FCSB de Șepși, Iașul de Botoșani, Hermașa de Chindia și CFR de Astra. Ceva mai devreme CFR-ul, spuneam, și-a asigurat calificarea în semifinalele competiției. Craiova și Viitorul, ca ultime câștigătoare de Cupa României, au intrat în sferturile Cupa României. Nu uitați, fiecare suporter poate contribui prin Cupa României la susținerea luptei împotriva coronavirusului, cumpărând în tribuna virtuală abonamente 10 lei de pe bilete.frf.ro și bilete.ro. Ne-am întors la această partidă. Aminteam mai devreme despre titlul din 2017 câștigat de Viitorul, dar să vedem acțiunea periculoasă încă din statul reprizei. Hora ratează. A avut milă de Căbuz, scorul rămâne 3-2. Cupa din 2019, Supercupa din 2019, Gazul are un final de Cupa României jucată, atenție, în urmă cu mulți ani, în 1951, o partidă cu CCA, jucată pe Stadionul Republicii și pierdută în prelungiri în fața unei echipe care ușor-ușor creștea, având și posibilitatea să ia tot ceea ce era mai bun în fotbal românesc la acea vreme. Minutul 51, atacă din nou Gazul, o echipă superofensivă, această formație a lui Stefan Drăghici. Buș nu poate trece acolo de Dulca. Iancu se anunță interesant acest contraatac, dar pasa este exact în piciorul unui adversar. Ora din prima pentru Buș. Alexi Pitu mai departe pentru Dulca. Boboc, taluat de Ciamed, trece de șeptarul Gazului. Pitu intră în suprafața de pedeapsă. Pitu centrează. Intervenție foarte, foarte bună acolo a defensivei Gazului. Dumitru pentru Hora, iar acum Ciamed, întâmpinat de Boboc. Ciamed centrează în careu, preluare și cred că este autogol. Oricum nu mai contează, o preluare senzațională și o execuție care nu știu dacă ar fi prin spațiul porții a lui Hora. Avantaj de 2 goluri pentru Stefan Drăghici și va face modificare Alexi Pitu pentru ceea ce a mai rămas din această partidă, în speranța că va reuși să egaleze și apoi să întoarcă rezultatul, pentru că spuneam, o remiză nu-l ajută.
Revedem acest, da, mingea lovește un jucător de la Viitorul și intră în poartă la execuția lui, lui Hora. Alex Ipito ar trebui să abordeze tactica aur la balul la spital, CM2-4, CM2-5 și să atace. E greu însă, pentru că se vede treaba, Stefan Dăghiș este un jucător care stăpânește bine FIFA 2020. Acest joc din ce în ce mai îndrăgit. Ghiță este trecut cu autogol. Opera este a sa. A intrat roșu în locul lui Ciamed. A intrat și Ghiță în locul lui Iancu, dar era sigla gazului, nu a Viitorului, la schimbarea operată ceva mai devreme. Așadar din nou Ghiță un atac. Mare timp la dispoziție, are nevoie să de un gol rapid, așa cum spun mereu când o echipă este în dezavantaj. Un gol, două goluri. Buș. Foarte interesant de urmărit în continuare gazul lui Stefan Drăghiș. O echipă încântătoare. Iacota. Cercat o pasă pentru Cardozo. Dulca. Tinerețea echipei lui Alex Ipitu se pare că n-a putut face față experimentatei trupei lui Stefan Drăghiș. Îl infilește, atacă Viitorul, pasă în adâncime pentru Rivaldinho. Pleșca acum. Are cu cine colabora, îi trimite totuși lui Popa undeva în dreapta. ...21 de minute până la final. Velisar. Înapoi până la Butean. Stă bine în teren. Stă foarte, foarte bine în teren și iată cât de bine se găsește jucătorii lui Stefan Drăghiș. Este acolo Buș. Pasă pe culoar. Hora face 5-2. Spectacolul în această repriză secundă oferit de Stefan Drăghiș. 3 goluri diferență. Reamintesc în prima partidă Stefan Drăghiș s-a impus cu 5-1. În acest fotbal virtual, FIFA 2020, se urmăresc între ei jucătorii, adversarii. Stefan Drăghiș este material didactic acum pentru posibili adversari din semifinală. Ora aduce scorul la 5-2, face un meci senzațional. A intrat Luis Munteanu din nou. A intrat și Matei în locul lui Pitu. S-a scos din nou din teren Alexi. Rivaldinho în careul de 16 metri advers. Bună intervenția apărătorilor de la Gaz Metal Mediaș. Ghițu. Munteanu a avut culoare pentru o fracțiune de secundă, blocat. Reușește să recupereze Ghițu. Călcâi până la Artean. Rivaldinho se întoarce, nu poate șuta pentru că este blocat. Foarte, foarte bine. Tropa. Mai departe pentru Dumitru Cardozo. Ora, mai departe Buș. Nu îl poate depăși pe Artean, cred că a fost acolo. Munteanu. Velisar, Dumitru, Dropa. Iată-n Dropa. Matei. Întoarce această minge pe la Rivaldinho. Șut plin de pleșcă. N-a fost un șut puternic și nici foarte, foarte plasat. Am intrat în ultimele 10 minute ale acestei partide. 5-1 în prima partidă. 5-2 în cea de-a doua. Și mai sunt minute de jucat. Cardoso. A intervenit însă foarte bine acolo Matei, Dulca, Luis Munteanu. Luis Munteanu pentru Ghițu. Ghițu mai departe pentru urcare lui de noi, în care au de 16 metri. Pericol! Nici nu are noroc Alex Ipitu, trebuie să recunoaștem asta în această confruntare. Ghițu a fost omul cu șutul în blocaj. Leșca previzibil iese și respinge impecabil. A intrat și Eli Fernandez în locul lui Dumitru Cardozo la formația lui Stefan Drăghiș. Ies din defensivă, ies din propria jumătate
cei de la Gaz Metan, 3 minute, nu se mai poate face nimic. Viitorul eliminată din cupă și în realitate, eliminată și din Ecupa României, de către Gaz Metan, la fel și Universitatea Craiova, cea calificată în Ecupa României direct în sferturi, este out din Cupa României reală. Să vedem dacă se va mai disputa în acest sezon. Tot așteptăm. Două minute suplimentare pentru această repriză a doua, extrem de spectaculoasă disputa dintre puștii Alexi Pitu, 17 ani, și Stefan Drăghici, 22 de ani. Rămân la părerea că Stefan Drăghici este unul dintre cei mai buni jucători de FIFA 2020, din câți am văzut în Ecupa României. Este final de partidă. Dezamăgit Alexi Pitu. Are timp însă să mai învețe și să se mai perfecționeze. Stefan Drăghici, după victoriile 3-0 și 3-1 din confruntarea cu FC Voluntari, iată o dublă victorie, 5-1 și 5-2, cu omul meciului, firește, Ioan Hora. Mâine vă reamintesc că ne întâlnim de la ora 16:30 cu duelul dintre Universitatea Craiova și Poli Iași, apoi de la 6 seara Hermannstadt Chindia Târgoviște. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Ecupa României, rămâneți cu canalele noastre, la revedere!